Această trinitate despre care noi am vorbit, instinct, emoție și minte, cu cei trei stâlpi, este o trinitate transformaționalistă. Fiecare dintre noi poate să vadă exact ce îl interesează în viață. Și această formă de manifestare, adică ce te interesează pe tine în viață, se poate găsi în foarte multe lucruri. Pe marea majoritate a oamenilor îi interesează această zonă de supraviețuire, pentru că ea este normală și toți avem nevoie de ea, și o zonă de plăcere care sunt în zona de instinct. E, când sunt satisfăcute zonele de instinct, se trece la zona emoțională. Emoțională în sensul de relație cu tine, de cunoaștere de sine, de relație cu ceilalți, de îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți și așa mai departe. Altfel, foarte multe persoane confundă această îmbunătățire a relațiilor cu forma de plăcere, adică omul îmbunătățește relația ca să aibă o formă de plăcere, adică pentru o ceva. Nu pentru el însuși, adică eu vreau să fac ceva cu mine însumi ca să am succes la servici sau ca să mă iubească soția sau ca să, sau pentru ca să, cum se mai spune, da? Și atunci, în momentul în care tu ai un motiv de genul acesta ca să te placă cineva, atunci tu ești în formă de plăcere, de aia să și spune, ești tot instinctual, deci tu nu îmbunătățești relațiile tale sau relația care ține de zona emoțională, afectivă, în zona chakrei 4. Tu îmbunătățești relația care ține de zona chakrei 2, adică pe zona de instinct. Și în momentul când faci chestia asta, e bine așa, decât deloc, e bine și așa. Da? Dar în momentul în care tu faci ceva astfel încât relația cu tine însuți să fie pentru tine, fără a avea niciun scop, fără a avea o, cum să spun, o direcție, o fac asta ca să îl influențez pe ăla sau ca să mă iubesc cu altul sau ca să iau jobul, uite, sunt mai comunicativ, așa, am o relație și mai încrezător și mă duc să mă vezi că mă angajez la servici. Asta e foarte bine, nu e nicio problemă, dar ține de supraviețuire și ține de formă de plăcere. Nu are nicio treabă cu relația pe inimă. A, că vorbim de pasiunile tale, că vorbim de harurile tale, aia e altă schemă. În momentul în care tu știi și le-ai identificat, în momentul ăla tu poți să ai o relație cu tine pentru har. Dar asta, iar, să nu bate în câmpii, pentru că, iar, n-are sens, e prea puternică treaba asta. Există oameni care fac acest lucru, dar nu atât de mulți. Și atunci tu te duci în zona aceasta. Când ai trecut de zona instinctuală, adică supraviețuire, plăcere și cald, cald înseamnă confort, atunci te poți ridica la dezvoltarea personală a relației cu tine însuți. Până atunci tu trebuie să fii conștient pentru ce faci toate lucrurile astea. Pentru ce faci tu un lucru, pentru ce faci tu alt lucru, pentru ce vrei tu aia, pentru ce vrei tu aia. Pentru că prima dată și eu și oricare dintre noi face treaba asta pentru că vrea o formă de stabilitate a instinctului și în momentul când acel instinct este stabil, atunci te poți ridica la adevărata relație cu tine însuți, care e relație cu tine însuți fără nicio formă de interes față de exterior, ci o formă de interes față de tine însuți sau de tine însăți, atunci ea este pur și simplu magnetică și atrage în jurul ei oamenii, cum să spune, spiritual așa pe Facebook, oamenii de care ai nevoie, da? E bine așa, nu? Pentru că tu dacă ești la un nivel de dezvoltare, pe zona de instinct sau pe zona de relație sau de suflet sau pe zona de minte creativă, vei atrage persoane care vibrează, să spun așa, cu aceeași nivel de cunoaștere al tău, pe de-o parte, și vei atrage persoane care vor să învețe la tine, de la tine, îmi cer scuze, să ajungă și ei în felul ăsta și, bineînțeles, marea majoritate vine la tine ca să se agațe, efectiv, ca acea plantă agățătoare care se agață de ziduri sau de lucrurile foarte stabile. Asta le puteți vedea în viața voastră și le puteți interpreta într-un anumit fel.